Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. Și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Întâi și întâi să dăm slavă lui Dumnezeu că a trecut iarna și pe la noi. Se tot vorbea de încălzirea globală, ia că au venit și răcoarea globală. Ne apropiem cu pași ușori de jumătatea postului. Deci dacă dă Dumnezeu, în curând vine sărbătoarea Sfântului Spiridon, care este minimul și maximul în ceea ce privește prima etapă a spoveditului și a împărtășitului. Și chiar aș face afirmația și aș recunoaște că prea puțini au trecut și s-au spovedit și s-au împărtășit. Probabil n-au mai avut timp sau probabil au fost ocupați sau o fac de acum. Dar este bine în acest post să fim spovediți și împărtășiți măcar de două ori. Nu neapărat dintr-un principiu de frică sau de teamă, dar este bine ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste casă. Ajută foarte mult la ceea ce înseamnă sănătate și, în primul rând, stabilitate psihologică. În momentul în care te-ai împărtășit, ai alt curaj de a-L privi sau de a-L cunoaște sau de a-L slăbi. Sau de a-L vedea pe Dumnezeu. Astăzi, din întâmplare, să știți că este un sfânt foarte frumos, poate v-ați uitat la Sinaxară în pagină, că i-am pus viața pe scurt, un mare pusnic, a trăit o vreme în Constantinopol, a trăit o vreme în Teba Egiptului și în cele din urmă, în urma atacurilor oștirilor turcești, s-a retras într-o peșteră, undeva în zona lui Trachis, a Greciei, într-un munte înalt. Acolo și-a adormit. Cei de după el, pentru a nu fi profanate sfintele moaște, au zidit gura peșterii cu atâta de băcie, că nimeni nu și-a dat seama vreodată că acolo este zid. Și-au trecut năvălitorii și-au trecut câteva zeci, peste 100 și ceva de ani, și nimeni n-a știut vreodată că acolo, în peșteră, într-o margină de perete, este o antecameră a peșterii, unde un sfânt stătea întreg cu moaștele sale îngropate. Și un preot, vrând să facă o mică reparație și să curăță pereții, să-i îndrepte, când a dat cu dalta, care sunteți oameni de casă, știți, unde e ceva gol, sună într-un fel, unii plin sună altfel. Și când au vibrat zgomotele a sec, el s-a gândit, cu atât mai mult. Aici am să fac o mică nișă de pus anumite lucruri ale bisericii. Și când a stat și a lucrat mai bine câteva ceasuri, a văzut că peretele s-a prăbușit și a văzut că acolo e dita încăperea. Și când a intrat, a găsit și moaștele Sfântului Patapi. Mare făcător de minuni, mare vindecător de bolnavi și pe lângă darul facerii de minuni, femeile care nu nasc prunci, dacă merg acolo și pun o candelă la peștera Sfântului, pot rămâne însărcinate. Are acest dar de a se ruga pentru puterea zămislirii. O familie din România s-a gândit să ducă și o candelă de mulțumire. Și atunci Doamna a născut doi, un băiat și o fată, neștiind că ducând două candele, de fapt își îndoiește canonul, adică va primi răsplata în aceeași măsură. Vindecă orbii. Un tânăr care n-a văzut niciodată, s-a dus, s-a pus când trăia, s-a apropiat de peștera lui și puse că l-a întrebat, ce faci tinerii pe locurile astea pustii? După cum văd, tu ești beteag. De auzit, te aud dacă ești omul lui Dumnezeu. Să nu-mi faci vreun rău. Dar eu nu văd din naștere și rău mă chinuiesc.
Dacă ai avea o îndrăzneală la Dumnezeu, fă-și o minune pentru mine. Și-a ridicat Sfântul Patapie mâinile la cer și a zis așa, Doamne, oare Tu n-ai vindecat pe orbul din Ierihon? Oare Tu n-ai vindecat pe cei doi orbi? Oare n-ai vindecat pe orbul care l-ai trimis și ai uns ochii cu tine să se spele la vitez, da? La asta, la Siloam? Trimite puterea ta cea mare, Iisuse Hristoase, peste omul acesta și dă-i lui vederea. Și s-au deschis ochii pruncului, care era un băiat la vreo 15 ani, s-a dus în cetate, toți îl știau că este orb din naștere, și când l-au văzut că vede, toți mereu, dar cum ai văzut? Cum ai văzut? Uite, am fost acolo sus, într-o peșteră, așa, în marginea muntelui, și acolo, zice, era un cuvios, eu nici n-am știut că e acolo. Eu am trecut pe acolo și el mi-a zis să am grijă să nu deranjez pe acolo, să nu fac gălăgie. Și iată, acum văd. Deci, dacă luăm viețile Sfinților pentru luna decembrie, veți vedea că sunt cei mai frumoși Sfinți. Abia am trecut de sărbătoarea Sfântului Nicolae, reducându-l nu doar la un moș care pune bomboane în ghete, ci la un apărător al bisericii, la un ierarh de seamă, la un ocrotitor a turmei lui Hristos, la un îndreptător al credinței, pentru că combate eresul lui Ari la sinodul 1 și mai dă și două peste vot ca să vorbească cu măsură și îl întreabă care palmă ți s-a părut mai grea. Păi a fost la fel, păi așa e și tatăl cu fiul. Adică i-ar da răspunsul fără să-și dea seama. După aceea s-a arătat noaptea corăbierilor pe mare și-i salva, deci Sfântul Nicolae este cel care a potolit furtuna așa cum a făcut-o și Hristos. Cum i-a spus mării, taci și liniștește-te. Și ce-au întrebat ucenicii? Cine este ăsta care potolește și ascultă de el și vânturile și marea? Deci, același Sfânt Nicolae, când a venit foame de mare în ținuturile lui, se arăta noaptea corăbierilor cu grâne pe bordurile vaselor și spunea așa, dacă vreți preț bun, mergeți în Mira Lichei, că acolo negustorii vând și cumpără cel mai bine. Și îndrepta astea corăbile cu grâu spre locul unde era foamete, ca să nu-i piară păstoriții pe care avea în subordine. Mai mult decât atât, ia și darul facerii de minuni, pe lângă faptul că are moaște întregi, osemintele lui au suferit câteva transmutări, au fost furate de cruciați și duse la Bari, unde se află și astăzi prin Italia, au stat o vreme și la Roma, au stat prin mai multe locuri plimbate, numai că acele oseminte ale trupului său au puterea și cei care trăiesc azi și merg la Bari, și eu am primit odată o sticluță din aceea, ele slobod un fel de mană albă, așa ca o aghiazmă, albă, 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 dar ușor uleioasă și transparentă cum e cristalul. Se bagă acel polonic de argint în sarcofagul Sfântului, în sicriu, și se ia de lângă moaște acea mană și se pune în sticluțe și se ung cei bolnavi și se fac sănătoși. Deci iată ce putere au sfinții, nu sunt chiar niște ciolane uscate sau niște oase stafidite care stau acolo într-o raclă și lumea le sărută. Pentru cei ce nu înțeleg credința, totul e în zadar. Dar pentru cei ce înțeleg taina Harului, își pot da seama de puterea sfintelor moaște numai pentru un singur motiv. Puterea de a vindeca, puterea de a dezlega, puterea de a milui, puterea de a ajuta, puterea de a tămădui, nu le vine acestor moaște decât din Duhul Sfânt. Psalmistul David ne-a spus, bucurase-vor oasele cele smerite. Iar la trei regi, în Cartea Regilor, găsim scris, am mai repetat odată, când au îngropat mortul peste osemintele profetului Elisei, nu știa că-i mormântul lui acolo,
pur și simplu s-au trezit că mortul s-a sculat în groapă și a fugit. Deci, iată, au și putere de înviere. Sfântul Gheorghe a înviat un om omorât. Sfântul Spiridon a înviat-o pe fiica lui din mormânt. Da, sunt mai mulți sfinți, toți care au reușit să învie morții ca să se proslăvească darul lui Dumnezeu și marea taină a învierii lui Hristos. Fără taina învierii, ne spune Apostolul Pavel, credința noastră ar fi zadarnică, ar fi o simplă doctrină pe care o răsucim noi pe toată partea. Dar faptul că Luca ne confirmă negru pe alb și în vremea aceea, după ce Iisus a înviat din morți, mulți drepți care fusese mai înainte adormiți au fost vii văzuți umblând prin Ierusalim. Deci iată ce mare este taina învierii în Hristos. Și dacă Hristos a înviat și noi vom învia, iar dacă Hristos nu ar fi înviat, credința noastră ar fi zadarnică. Adică ne-am chinuit absolut degeaba. Ar fi o simplă doctrină goală. La baza credinței ortodoxe nu stă cearta de la dogme, de la articole din Scriptură, din Vechiul sau din Noul Testament. Stau cele trei mărturii. Harul Duhului Sfânt, pe care îl primesc preoții la hirotonie și oamenii la Sfânta Împărtășanie și la Dumnezeu Botez. Îl primesc oamenii când primesc Euharistia de fiecare dată prin taina potirului la Sfânta Liturghie și apoi mai avem două daruri și mai înalte numite har și harisme, adică harismele au la rândul lor puterea de a lucra minuni. Minunile sunt, hai să folosim așa, avem o floare. În momentul când am bobocit și am florit de parfumul, dar după aceea ce mai dă? Semințele, ca să mai răsară o dată. Aceste minuni sunt semințele harismelor. Mă uitam și citeam astăzi, era multă reclamă, pe o icoană care plânge. Asta ar trebui să fie ceva firesc, atât de răi suntem, ar trebui să plângă toți pereții bisericilor și noi odată cu ei. Deci, că o icoană plânge, nu mai e o binecuvântare, e o grijă. Trebuie să ne punem o întrebare, de ce? Sfinții nu plâng de bucurie, sfinții se bucură și ne miluiesc. Sfinții când plâng, dau semne grozave. Acum nu trebuie să vă înspăimântați cu Apocalipsa, nu începem să o dăm în latura cealaltă, ne punem sacul în cap și așteptăm sfârșitul lumii. Am văzut cu unii au început să plece de la oraș la munte în păduri, frații mei. Când ai stat o viață la duș și ai stat o viață la șampon și la calorifer și la aspirator și te-ai dus și tu în colib în păduri și a mirosit după tine a mucegai și a nespălat și a transpirații, îți trece de figuri și de credință, de asta e extremistă, de nu știi cum te cheamă. Noi să învățăm să fim români. Și când spun acest text, nu îl spun politic. Să învățăm să ne iubim sângele nostru. Dacă te-ai luat de un turc, s-ar alți turci. Dacă te-ai luat de un mozaic, s-ar alți mozaici. Dacă te-ai luat de un ungur, s-ar alți ungur. Dacă te-ai luat de un rus, s-ar alți ruși. Numai noi suntem un popor puturos și nesimțit și ticălos. Și când cineva are o problemă, pe noi nu ne interesează, nu-i în dreptul meu. Noi trebuie să învățăm să ne unim. Știți că era la Arghezi o poezioară cu un șoarece îndrăzneț și morala era așa. Nu ajunge, vreau să zic, să fii mare cu cel mic, căci puterea se adună din toți mici împreună. Deci, învățați să vă respectați și polițist dacă ești român. Și avocat, dacă ești român, și procuror, dacă ești român, dacă îți vii în țara și supușii tăi, obiectul muncii tale, tu peste ce vei mai domni? Cât de tupeist și de nesimțit să fii, să-ți distrugi obiectul muncii? Păi poate pădurarul să-și taie pădurea, poate vânătorul să-și distrugă fondul de vânătoare, poate pescarul să-și distrugă iazurile cu pește, poate agricultorul să-și distrugă lanul cu grâu, poate zootehnistul să-și distrugă pajiștea unde pasc vitele. Vedeți cât de spălați pe creier suntem
și cât de inconsecvenț în modul de a gândi logic. Și noi tocmai asta facem. Familia cea mai de bază, noi divorțăm. Dragostea cea mai importantă, noi ne urâm. Ajutorul la necaz e cel mai bun, noi ne pizmuim. Deci trebuie să învățăm noi, ca nație, să ne luptăm, să nu ne dispară sângele de pe hartă. Nu o să intereseze pe nicio țară că existăm sau nu. Pe noi trebuie să ne intereseze dacă existăm sau nu. Asta trebuie să fie un semnal de alarmă pentru fiecare. Are unul în caz, zi o rugăciune pentru el. Poți să-i faci un bine și nu te costă nimic, fă el. Nu contează cine îi și nu stau să dau exemplu. Dar noi ne facem rău singuri. Noi nu facem altceva decât să ne pândim unii pe alții. Au venit corporațiile astea străine și ne-au învățat așa cu cravate și cu costum nu știu de care și cu salariu nu știu de care și îi spune, păi să mai stai în corporație sub glumă pe mătă, așa, pe tatu, pe frate, pe ficior, pe cine vrei tu, dar numai tu trebuie să existi, tu ești cheia. Dar aduceți-vă aminte că în toată această greșeală un tânăr nu și-a omorât tatăl, l-a ascuns într-un beci. Și corporatiștii, când au văzut că nu mai are societatea bătrâni și oameni înțelepți, a spus așa, să ne dați înapoi funia de nisip care strămoșii noștri au dat-o conducătorilor voștri. Și dați-o, doamnă, nicio problemă. Și s-au dus aiuriții. Și tinerii s-au întâlnit cu stăpânul loc și au spus, ce vor ăștia la noi? Funii nisip, ei mari scârpă. Dușa de câte mari moși de nisip la mare și fă-le câte funii vrei. Îl udau, dar nu sta, nu se lega, nu se lipea. Și atunci au intrat în panică. Termenul era 8 zile. Și s-a dus tânărul să-i ducă tatălui său în discreție mâncare, acolo unde el avea pitulat și ținea la el și-l respecta. I-a dus schimburi și l-a văzut abătut. Și că, dar de ce ești abătut, băieții? Că eu nu te-am văzut niciodată așa pe somorâtă. Ei, avem o problemă politică, ei, voi și politică. Păi sunteți proști, nu știți și voi, știți voi ce e politică. Da, tată. E, mă, zâșniți-vă, ce politică? Păi uite, zice, vecinii noștri vor să ne ocupe și ne-au băgat pretext că ne-ar fi dat mai înainte la conducătorii de dinaintea noastră o funie din nisip și o vor înapoi. E, mare poznă, și cine a mai văzut lumea funie din nisip? Ia faceți consiliu cu ăla mai mare a vostru și spuneți așa. Scrieți o solie. Noi avem foarte multe funii din nisip și nu mai ținem minte cât de groasă era a voastră. Vă rog să ne dați un capăt ca să știm să o alegem dintre celelalte. Când au citit solia, știți ce a spus celălalt? Ăstea nu pot fi cuceriți. Ăștia mai au un bătrân. Noi îi distrugem pe bătrâni. Mai și raportăm că suntem bucuroși că a dispărut din sistemul de pensii 61.000 de persoane. Mare ce este unui popor să-și omoare înaintașii, care i-au hrănit și i-au crescut. Deci, noi trebuie să ne îngrijim părinții. Azilul nu este o sursă intelectuală de a cruța un părinte. Casa de bătrâni nu e o sursă intelectuală și sufletească. Datul în amplasament, sau cum se cheamă acum, nu știu cum se numesc toate chestiile astea, unde te duci pe la... Aici este o firmă, la Sfântul Sava, nu știu cum se numește acolo, paliații. Astea nu sunt surse. Un bătrân trebuie să moară în patul său unde și-a legănat copiii și unde și-a crescut copiii. Iar copiii trebuie să aibă grijă. Și vedeți că prorocia nu e întâmplătoare. Dacă vă aduceți aminte pe cântăreața aia și cânta cântici de petrecere, un părinte poate crește 7-8 copii sau 10. Și ce frumos o întoarce, însă 7-8 copii cu minte nu pot ține un părinte. Deci mama a putut săpa cu ziua și să-i țină în poală și a putut crește. Iar 10 copii nu sunt stare să întrețină o mamă. Ca să vedeți ce 10, 7, 2, 3, 9, cât or fi. Asta arată că suntem un popor degenerat. Un popor care a pierdut bunul simț. Degeaba suntem ortodoxi dacă suntem degenerați. Pui roșii în grădină și când e tulpina de un metru, smânează.
Și cu băi, le-am tratat, le-am făcut tot, nu merge. Și îți spune specialistul, dar vezi că e bolnavă sămânța. Deci, noi ne-am degenerat. Noi trebuie să ne revenim în sine, să avem valori. Nu scuip când vezi biserica, nu scuip când vezi crucea, nu te piși pe troiță, nu spargi geamul la troiță, nu legi vaca de gardul bisericii, nu bagi calul să pască în cimitir pe mormintele strămoșilor, acolo pui o floare și o lumânare, nu zmulci crucile și le vinzi la fier vechi. Deci avem foarte multe lacune, iar aceste lacune se vor solda cu mari nenorociri, care nu vin de la mine, ci vin de sus peste noi toți. Și dacă ne uităm prea bine, noi cam gustăm din plin de vreo 2 ani încercări care încep să ne depășească firește. Ți-ai făcut credit la casă, da? Te-ai umplut de bani de la bancă. Acum nu știi sigur dacă locul de muncă te asigură să termini casa. Deci rămâi și în drum și încurcat și legat și încălcit. De ce? Pentru că a dispărut tradiția de a scoate 4 pari toamna sau iarna din pădure când nu-i sevă în copac. A dispărut tradiția de a pârli furcile jos, de a pune niște smoală sau ulei ars la rădăcină și de a face o casă din chirpici care când peretele are 1 metru, vara ți-i răcoare și iarna ți-i cald. Acum totul se face numai din prefabricate, totul se face numai din ăsta, cum se cheamă, cartonul ăsta gros, rigips. Și apoi se miră că vine cu tremurul și cu grămadă. Nu asta e problema. Problema este că dacă ne ducem într-un muzeu de istorie, vedem lucruri care azi nici nu știm că există pe hartă. Iar noi, din toată înțelepciunea asta care am dobândit-o, am ajuns doar să urmărim 3 lucruri. Dacă avem rudii care mor, să împărțim un apartament. Dacă avem rudii care mor, să împărțim o palmă de pământ. Dacă mor mai repede părinții, să împărțim casa. Dacă ori fi având un cont prin cec, să poți să-i prostești cum ați timpui tu al doilea după șef, cum se cheamă, secundul, la credit, clauză. Și rușinos lucrul acesta pentru noi. Trebuie să ne trezim un pic. Să știți că sunt câteva voci care țipă, urlă, nu sunt ascultate, sunt socotiți nebuni, dar ele există și ar trebui să ne destupăm urechile, spune Ili, preotul Samuel, este chemat de Dumnezeu în templu. Samuile, 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 da, Doamne, poruncește, robul tău ascultă. Spune-i lui Ili că de-i voi vorbi, îi vor trosni urechile. Și când fiii lui s-au dus pe câmpul de luptă, Chivot a fost luat în robie, fiii lui cu capul tăiat și curierul, că atunci nu exista telefon mobil, s-a dus repede de călarea. Părinte, părinte, părinte arhieu, părinte, tocmai copiii tăi cu capul tăiat pe câmpul de luptă. Vai copiii mei, nu vai chivotul că-i luat în robie. Și a făcut AVC în termenul de astăzi, a căzut jos, i-a țâșnit sângele pe urechi, pe nas și a murit. Dumnezeu i-a prorocit, când îți voi vorbi eu, îți vor trosni urechile. Sesizați că bolile care vin atacă capul, inima și creierul. Sesizați că bolile atacă tocmai organele pe care noi le-am murdărit mai mult. De ce nu îți pic o mână? De ce nu îți pic un picior? De ce atacă tocmai inima? De ce atacă tocmai creierul? Organele care nouă Dumnezeu ne le-a dat raționale să le folosim în scop duhovnicesc, să-L lăudăm și să-L cunoaștem mai presus de celelalte făpturi. Vorba bătrânilor mei. Băi, nu te pune ca porc un pat și vaca scurmă când se culcă cu chișorul. Spunea o babă fără școală, care a crescut vreo 20 ceva de nepoți. Și îi punea pe toți să știe tatăl nostru și îngerașul și domn, domn, ceresc tatăl. Astea sunt rugăciunile copilăriei pentru orice copil. Dar astăzi, noi le știm pe toate, le facem pe toate, le cunoaștem pe toate și uitați-vă cum Dumnezeu seceră în seceriș
Și dacă ați fost atenți, luăm Evanghelia cu secerișul și auzim așa. Secerișul este mult, secerătorii sunt puțini. Ce vrea să spună aici Hristos? Că cei care vor trece prin încercarea diavolului și vor trebui să guste împărăția, pentru că vor coborî îngerii din cer să-i aleagă pe cei drepți, trebuie să se împlinească plinirea celor căzuți. N-au ce se cera, pentru că majoritatea lanului este neghină. Spune Mântuitorul Iisus Hristos să nu smulgeți neghinile odată cu spicele verzi. Lăsați să se coacă împreună. Apoi vom lua grâul și îl vom pune la arii, iar neghinile le vom pune snop și le vom da foc. Deci iată cât de simplu. Când te uiți că ăla are 30 de ani și-o chicat jos și-o murit, ăla are 20, ăla are 15, ăla are 13, ăla are 60, ăla are 70 și se duc. Trebuie să-ți pui întrebarea, n-ar trebui să fiu mai atent? N-ar trebui să fiu mai rugător? N-ar trebui să fiu mai spovedit? N-ar trebui să fiu mai împărtășit? N-ar trebui să fiu mai corect? N-ar trebui să fiu mai atent? N-ar trebui să fiu mai cu luarea mintii? N-ar trebui să fiu mai treaz? N-ar trebui să mă rog mai mult? N-ar trebui să ardă candela în fiecare zi? Mai mult decât dacă haina este de blană sau inelui de briliant foarte scump. E frumos și ăla când face parte din patrimoniul tău de frumusețe. Dar parcă candela face din patrimoniul sufletesc parte și atunci când casa ta stă fără o candelă aprinsă, e ca un mormânt fără cruce. Și când casa ta stă fără, e ca o icoană, e ca o biserică nepictată sau ca un beci, iar când ai murit și nespovedit și neîmpărtășit, ești exact ca un gunoi aruncat într-o groapă. Ați văzut, noi avem captul grădinii, o groapă și mai pui acolo și le dai foc și când o ars tot acoperi pământ și dai iad. Ei, lucrurile acestea trebuie să le învățăm acum în post și să ne apucăm din nou cu toată seriozitatea și credința. Eu de fiecare dată le spun, unii mai fac câte o bășcălie, zice, părinții, îți cunoaște că am îmbătrânit. Am îmbătrânit, dar nu m-am sclerozat. Ar trebui să începem cu foarte mare seriozitate să ne ferim de pericolul care vine cu pași încerți, dar siguri și este adus între noi de noi. Cei care ne conduc sunt atât de irresponsabili încât ei pot induce pericolul peste noi fără să-și dea seama, pentru că noi nu mai avem bătrâni care să le explice cum se face o funie de nisip. Să punem paraclisul Maicii Domnului din nou la rugăciuni seara, o jumătate de oră, între 9 și 10, 11, când Domnul sculcă în ne-au dat găinile. Cine nu poate măcar 12 împărate ceresc? Cine nu poate măcar 7 Tatăl nostru? Cine poate o catismă din psaltirii? Și cum sunteți voi babile astea evlavioase, vă sunați între voi, băi, tu zici numai catisma 1, eu zic numai catisma 2, tu numai catisma 3. Și dacă sunt 20 de babi, într-un ceas ai o psaltire. Și iată, mai ferește Dumnezeu de un necaz. Mai ține Dumnezeu lumea așa cum trebuie, că drepții vor birui. Îndrăzniți, eu am biruit lumea, spune Hristos. Și spune, nu voi pierde cetatea aceasta nici pentru 5 drepți. Dacă citiți cartea lui Avram, când s-a dus în Sodoma și Gomora, el a întrebat, Doamne, dar 50, dar 30, dar 4? Nu, măi, Avram, nici pentru 5 drepți nu pierd cetatea. Sau pentru 10. Și iată că avem nevoie ca acești drepți să-și pună în aplicare capacitatea spirituală care este mai mare decât legile, decât fățărniciile, decât mizeriile, decât toate ocultismele astea lucrate pe dedesubt, care Dumnezeu știe să le stăpânească, El știe ce are de făcut. Să nu ne facem noi grijă că tataie care e la cârma lumii nu vede, n-aude sau nu știe. Nu, dar lasă să vadă omul până unde poate merge cu nepăsarea. Și așa spune în psalm. Dacă Israel m-ar fi ascultat pe mine, într-un nimic eu aș fi zmerit pe vrăjmașii lor. Dar nu m-a ascultat Israel pe mine și am lăsat să meargă după mintea lor în izvodirile lor. Vezi, pe încatisma nouă parcă scrie mai ciubit de exemplu. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că dacă noi nu o să ne apărăm pe noi înșine,
o să urmeze și mai greu. Și chiar să urmeze mai greu, poate să urmeze așa. Eu am mai făcut odată o prorocie, deși nu sunt proroc, din categoria ăștia care nu prorocesc. Îmi spunea o doamnă odată, făcea pe martira, că sunt ăștia creștini extramartiri, paramartiri și fără martiri. Și îmi spunea, vai, dar eu pentru Hristos îmi dau viața, mă duc în fața polițistului să mă împuști, doamnă. Eu te-aș ruga altceva. Educă-ți copilul să nu pișe zidul bisericii, să nu dea cu pietre în biserică. Și n-a durat un an jumate după evenimentul ăla de la colectiv și ieșeau tinerii noștri români în stradă, oameni cu carte și cu școală, crescuți din mamele noastre cu punguța și cu pensioara și cu sălărelul și marșăluiau și strigau și aruncau cu pietre în patriarhie. Da, românii noștri. Cinste unui popor care își bate biserica cu pietre. Da. Și ne-am văzut după 2 ani cu doamna respectivă. Zic, ia, Tăniuța, spune cum e problema. Hai, politic, sunteți pocit. Nu sunt pocit. Lucrurile se văd spre ce merg. Când tu nu mai vezi oameni care iubesc morala, disciplina, etica, bunul simț și viața socială normală, deja nu am ieșit din normal. Eu nu știu cui să mă adresez. Vreau să pun o întrebare și n-am reușit încă cui să mă adresez. Vreau să întreb așa. Dacă noi avem orice fel de minoritate, de ce ar fi ea? Unul vrea să aibă 3 perechi de ochi, unul vrea 3 perechi de coarne, unul vrea 3 perechi de izmeni, ce-o fi vrând el? Dar dacă toți ceilalți sunt normali, nu-i firesc ca ăla 1-2% să stea în banca lui să-și vadă de treabă, de ce ăla primește drepturi depline peste ceilalți 90 și nu știu cât la sută? Care-s drepturile într-o țară liberă și democratică dacă niște energici de ăștia dezinvolți, fără direcție, iau într-o zi frâile și cârma, da? Ce fac? Îi omoară pe cei normali ca să rămână anormalitatea lor normală? Nu înțeleg. Voi trebuie să vă puneți întrebarea asta. De aceea, când vă mai duceți pe la urne, nu mai ștampilați în dorul ele cu nepăsare și fără chibzuință. Eu i-am mustrat pe mulți și le-am spus-o în față. Totdeauna a spus că nu vă interesează politica. Uite, trebuie să ne intereseze acum dezastru. Dezastru este al nostru. Noi îl ducem toți. Mâine, poi mâine, o să ai o linie roșie în fața ușii și o să spună, treci linia timpușc. Și tu nu mai ai voie să mergi pe drum. Ce faci? Mâine, poi mâine, uite, deja ți-o spus, nu intra în magazin, ți-o spus, nu intra acolo, nu faia, nu faia, nu faia. Vedeți? Deci, noi vrem sau nu vrem, trecem prin niște încercări care ne se par ușoare. În prima viteză, știți cum e? Vă spun o istorie oră și cu asta închei, că trebuie să nu depășesc. Am depășit cu 2 minute, dar tot vă spun că e frumoasă. Un vânător nu avea niciodată succes la vânătoare. Oricât s-a instruit el cu arma lui și oricât a muncit, întotdeauna vânatul îi scăpa și el nu pochea niciodată vânatul. Era amator de vânat porci mistreț. Un bătrân pădurar care se pensionase mai de mult l-a întrebat, băi, dar numai ții să mănâncă câinii din traistă. Ce boală ești așa de prost? Nu știi și tu unde e hățașul la porci? Nu știi și tu unde trag animalele? Dom'le, m-am instruit, am făcut exerciții de tragere, am luat lecții de vânătoare, am mai vorbit și cu alții, mai experimentat, toți vânează eu nimic. Ei, uite, zice, cum se cucerește un lucru. În primul rând, cu răbdare, cu înțelepciune, dar mai ales cu viclenie. Ia, zice, fă tu următorul lucru. Du-te în păduri unde știi tu că stau porcii mai mult timp. Și trage o latură de gard de vreo 30 de metri. Și zilnic lângă latura aia de gard, pune mereu un sac doi cu porumb, risipește acolo. Să nu te duci care cumva să-i deranjezi vreodată când mănâncă. Să nu te duci care vreodată cumva să-i deranjezi când sunt acolo și să o odihnesc. Lasă-i în pace. Când ei pleacă de acolo, tu du-te, zice, și mai trage acum o latură în partea cealaltă a gardului. Și pune și acolo niște porumb. Și zice, ai să vezi că deodată ai două laturi.
Păi și ce a rezolvat cu asta? Băi, tu pune așa și nu comenta. Și acum i-a spus. Pune și cea de-a treia latură, pe partea asta la altă, și pune și acolo porumb. Și zice, și acum ce fac? Nu faci nimic, pui în continuare porumb. Ei zice, uite, acum pune a patra latură, dar lasă doar o poartă și tu umpli tot înăuntru cu porumb. Îi zice, așa e prins cel mai ușor. Ei, te-ai prins cam greu, dar asta este, zice. Întâi momește-i și atrage-i spre ceea ce știi că le place. Dă-le ceea ce vor și cer. În schimb, ușor îngrădește-i. Când ți-a rămas să închizi doar poarta, lași ce vrei și împuști ce vrei. Nu vi se pare că ați intrat la mâncat porumb între toate patru laturile? Frații mei, deșteptarea, până nu se prăbușește pădurea pe noi, sau se termină porumbul din hambar. Adică, puțină trezvie și luarea minte, și mai multă atenție, și mai multă prudență, și mai multă băgare de seamă, că porumbul gratis e bun, dar este din înțărcuire. Dacă vii cu aia, cumperi, dacă faci cu aia, cumperi, dacă faci cu aia, cumperi, dacă faci aia, ai voi, dacă faci aia, ai voi, dacă faci aia, ai voi. Libertatea este un drept sacru cu care Dumnezeu l-a creat pe om fiind creatorul lui, a spus, și l-a pus pe om cu voie de sine stăpânitoare în mâna sfatului său. Și constați după 2000 de ani de omenire, de la învierea lui Hristos, că tocmai parcă acest articol de lege este îngrădit cel mai mult și pe ce principiu? Sunt două principii, să aveți grijă. Noi, pentru că suntem prostuți și nepricepuți, mergem pe principiu individual. Dacă mie bine, nu mă interesează. Mie mi-a spus odată o cucoană mare politiciană. N-am mai văzut-o ca să îi spun o vorbă de dulce. Că m-a evitat. Am zis, aveți mai grijă cu institutul ăsta Cantacuzino, dacă să-l deschideți, să avem și noi vaccinurile noastre, că doar suntem o țară destul de numeroasă. Discutând cu altă prietenă de ei, neștiind că aia mă cheamă, știți ce răspuns a putut să dea o femeie în două facultăți politiciană? Dar nu știu ce-l interesează prin calistrat problema vaccin. Cel insurat are copii? Așa se pun lucrurile. Dacă eu nu am copii, nu trebuie să mă interesez un lucru? Dacă eu sunt moșneac și nu joc fotbal, nu mai trebuie stadion? Dacă eu sunt bătrân, nu mai trebuie unul să plimbi cu mașina? Dacă eu sunt neputincios sau ticălos, unul n-are voie să facă sport sau să alerge? Cum vine asta? Deci drepturile sunt pe vârste. Fiecare alerge în dreptul vârstei lui. Tânărul zburde, se plimbă, umblă, merge, vine. Cel bătrân stă cu minte, e mulțumit că stă la poartă și mai vorbește cu vecinul, bea un pahar de apă, stă la umbră, citește, se culcă, e bucuros că e sănătos și îl vizită nepoții. Aia e fericirea lui. În schimb, când nu ai minte și ești zero, barat, și mai prins și o funcție de putere, psalmistul David a spus, dacă vrei să vezi când mișună nelegirea pretutindenea, uită-te când oamenii din nimic se urcă sus. Și parcă ăsta nostru, Noica de la Păltiniș, că am avut noi un filozof pe acolo, parcă așa, Constantin Noica îi spunea. Spunea așa, dragilor, când e un vânt mai mare, toate gunoaiele se urcă în sus. Dar fiind ușoare, când stă vântul, cad jos pe pământ. Ei, pe când obiectele grele care zboară, au întrânsele valoare. Avionul, racheta, aeroplanul, migul, toate celelalte care sunt făcute pentru așa ceva. Deci, tot vina noastră este că ne-am învățat în mod individual să nu ne intereseze. Acum, pentru că prostia începe să devină colectivă, se încearcă o metodă și se spune așa, pentru binele colectiv trebuie să eliminăm pe cei ce încurcă binele colectiv. Deci, cum se cheamă când tunzi gazonul? Uniform. Ei, așa și dumneavoastră, nu ai voie să mai ai opinii pentru că deranjezi binele colectiv. Binele colectiv este și binele meu, binele colectiv e și binele tău, binele colectiv e binele și al lui ăla, dar cum?
eu neviolând libertatea ta, tu neviolând libertatea mea, noi neviolând libertatea lui, ei neviolând libertatea noastră și tot așa. De aia, în societate se numesc cele trei forme de etica bunului simț, înainte era codul manierelor elegante sau comportamentul normal în societate, și a doua se numește educație, pe care părinții o fac copiilor lor cu anumit discernământ și le spune: vezi că e vecinul nostru, dă-i bună ziua când îl întâlnești, dacă e bătrân, ferește-te de pe scaun, dacă merge pe scări, nu îl împinge și îl întreba de ce se grăbește, cum facem noi astăzi. Adică să avem o doză în noi de educație morală care să ne arate că o vârstă sau o tâmplă căruntă mai merită și respectată, nu epurată. Așa că eu în seara asta v-am spus ce nu-i din Scriptură, dar nu-i în acord cu Scriptura, e în afara Scripturii. Scriptura are trei lucruri mari și late care cer așa: să nu furi și azi se fură și știți cine fură, să nu ucizi și azi se ucide și știți cine ucide, să nu mărturisești strâmb și asta se face peste tot, nu este cinste și onoare. Și ultima spune așa: să nu fii desfrânat, și tocmai desfrânat suntem, că așa suntem, dacă ne place sau nu. Și în capătul tuturor listelor, acolo sus la decalog, spune așa: să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tu ți-ai dori să-ți facă cineva rău? Nu. Atunci tu de ce faci rău altora? Da. Trageți-i de mânecă pe cei care trebuie strași și întrebați: bă, tu de ce faci rău dacă nimeni nu ți-a făcut rău? Da. Oameni vânduți cu sufletul diavolului. Să punem mâna la Psaltire, la Paraclis, la Arhanghelul Mihail și Gavril și să ne rugăm cu atenție să nu ne prăbușim exact cum se surpă pământul și se face groapă sub tine și te duci în gol. Adică să ne trezim înainte de a adormi definitiv. Conștiința adormită naște monștri. Amin. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire.